Filmul descrie povestea lui Jimmy Conlon, un mafiot irlandez care a devenit un alcoolic instabil. Jimmy a lucrat pentru Sean Maguire, un lider al mafiei care este și cel mai bun prieten al lui. Sean este singurul care îi pasă încă de Jimmy, pentru că toți ceilalți, inclusiv familia lui, îl evită. Jimmy are un fiu pe nume Mike. Băiatul este șofer de limuzină și boxer profesionist, care ajută copiii în sala de sport din cartier. Mike, săturat de comportamentul tatălui și de cariera sa criminală, refuză să-l numească tată sau să petreacă timpul cu el. De asemenea, Mike că încearcă să țină familia departe de el. Într-o noapte, Jimmy plănuiește să-l întâlnească pe fiul lui Sean, Danny, pentru a-i cere bani. Când Jimmy ajunge la casa lui Danny, vede doi polițiști în camera lui care i-au de la el. Aceasta este o practică normală în afacerile mafiote, pentru a facilita operațiunile ilegale. Danny este iritat de prezența lui Jimmy, pentru că îi cere bani chiar și după ce și la pensie. Danny refuză să-i dea banii, cu excepția cazului în care este de acord să facă ceva pentru el, și îi cere să joace rolul lui Moșcrăciun la petrecerea sa. Jimmy acceptă cererea lui, deoarece are nevoie disperată de bani. Mai târziu, Danny se întâlnește cu tatăl său Sean și cu mafioții albanezi pentru a discuta despre vânzarea drogurilor. Cu toate acestea, Sean neagă oferta gangsterului de a autoriza vânzarea de produse albaneze în regiunea sa. Dezamăgiți de refuz, infractorii albanezei cer lui Danny să-i dea banii cheltuiți pentru organizarea întâlnirii. Pentru că suma de bani este mare, îi dau lui Danny o zi și la amenință că îl vor ucide dacă nu le dă banii. Danny spune că îl va face pe tatăl său să accepte oferta. Se întoarce la tatăl său după ce albanezii au plecat și se ceartă pentru că și nu va accepta oferta. Între timp, Mike se antrenează într-o sală de box și este filmat de unul dintre elevii săi, numit Legs. După antrenament, Mike duce doi clienți într-o locație, unul fiind criminalul albanez, care îl întâlnise pe Denny la casa lui Sean. Criminalii albanezi cer lui Mike să-i ducă la casa lui Denny. Se răzgândesc și plănuie să recupereze banii de la Denny în acea seară. Când ajung la casa lui Denny, se enervează când bărbatul încearcă să-i păcălească, dându-le o grămadă de bani falși. Încep un conflict armat și Denny reușește să-l pe unul dintre gangsteri. Unul dintre ei, când își dă seama că partenerul său este mort, încearcă să scape. Danny îl urmărește și lucide. Mike, care aștepta în mașină, este martor la tot, la fel ca Legs, care a filmat uciderea. Danny se apropie de Mike cu pistolul după ce l-a văzut în mașină. Între timp, Legs reușește să se ascundă. Danny îl duce pe Mike în casă cu intenția de lucide, dar Mike reușește să scape. Danny și acoliții lui îl urmăresc, dar el reușește să scape săringardul. Danny găsește portofelul lui Mike și vede și adresa lui. Mike o sună pe soția sa, care este la cumnata ei și îi spune să stea acolo și să nu plece acasă, pentru propria ei siguranță. Descoperind că are probleme cu Danny, Jimmy merge la casa fiului său și îi cere la ordinul lui Sean să nu spună nimic despre crimă. El refuză să lase pe Jimmy să intre în casă, dar Jimmy intră oricum și încearcă să-l convingă să accepte ordinele lui Sean. Acest lucru este pentru binele lui și pentru siguranța familiei sale. Cu toate acestea, el continuă să refuze și dorește să-l denunțe pe Danny la poliție. Când Jimmy este pe cale să iasă din casă, vede mașina lui Danny parcată în apropiere, așa că fuge înapoi în casă. Unde îl găsește pe Danny, amenințându-l că îl va ucide pe Mike cu armă. Fără să se gândească prea mult, Jimmy pune capăt vieții lui Danny împușcându-l. După ce l-a ucis, Jimmy îl sună pe Sean să-i spună, susținând că nu avea de ales decât să-l pentru că l-ar fi ucis pe Mike. Sean este devastat și ascunde fapta de soție. Îi explică lui Jimmy că cumva va trebui să-l omoare, și de asemenea pe fiul său, Mike. Mike, șocat de experiență, ridică telefonul și formează numărul poliției, dar Jimmy îl oprește, pentru că acest lucru ar agrava situația. Din cauza acțiunilor irresponsabile ale tatălui său, Michael dă afară din casă. Mike sună la poliție și îl informează pe operator că tatăl său a împușcat și a ucis un bărbat. Sean îi soției sale despre moartea fiului lor. Se dovedește că a reușit să asculte conversația și și-a trimis acoliții la casa lui Mike. El a instruit de ofițeri de poliție corupți să-l răpească și să-l ucidă pe Mike. Mike este luat de cei doi polițiști și acuzat de crimă. În afara casei lui Mike, el observă acești ofițeri de poliție corupți pe care a văzut în biroul lui Danny. Jimmy îi urmărește, provocând un accident în care mașina agenților pierde controlul și se prăbușește. El merge să-l salveze pe Mike, care este încătușat și stă pe bancheta din spate. Apoi înpușcă și ucide unul dintre polițiștii corupți. Apoi pleacă, luându-l pe Mike cu el. Dar Sean le ordonă coliților săi, conduși de un bărbat pe nume Frank, să-i ucidă pe Mike și Jimmy. Bărbații urmăresc în metrou. Mike este oprit de un tip care îi datorează bani. Încearcă să le vite, dar el insistă și deodată sosește un bandit, apoi începe să-l bată pe Jimmy. Mike încearcă să plece de acolo, dar este văzut de un criminal. Tatăl său continuă să se lupte cu Frank, care reușește să-l învingă. Apoi Jimmy pleacă cu metroul împreună cu fiul său. Sean le spune săi să se să meargă la casa lui Danny pentru a lăsa dovesca să fie acuzat de crimă. Mike devine principalul suspect după după le ordonă oamenilor săi să pună cadavrele criminalilor în mașina lui, își mobilizează oameni din toată țara pentru a-i vâna pe Jimmy și Mike. Soția lui Mike, Gabriel, urmărește o știre în care Mike și Jimmy sunt acuzați de crimă și sunt căutați de poliție. Jimmy cere lui Mike să se întoarcă la familia lui și să rămână ascuns până când îl contactează. Apoi îl sună pe Harding, un detectiv care nu a reușit să stabilească implicarea lui Jimmy cu moartea bandiților. Harding îl informează pe Jimmy că martorii oculari spun că Mike a fost cel care a comis crima. Jimmy propune o înțelegere acceptă să dovedească nevinovăția lui Mike în schimbul unei liste cu toți cei pe care i-au ucis în timpul carierei sale mafiote. Mai târziu, Jimmy se întâlnește cu Sean pentru a cere scuze, cerându-i să nu-l implice pe Mike. Cu toate acestea, Sean îl refuză, pentru că acum are dreptul să se răzbune. Jimmy îl informează pe Sean că Danny voia să-l omoare pe Mike și amenință că va informa autoritățile despre crimele sale anterioare. Sean rămâne indiferent și spune că poliția nu este interesată de informațiile pe care Jimmy le are despre el. Auzind amenințarea cu familiei lui Mike, Jim merge repede la. para casa, Lui. Trimite familia în loc pentru siguranța lor. Apoi Jimmy și Mike fug la apartamentul lui Lex pentru a obține filmarea cu Danny în timp ce ucidea gangsterul. În acest fel, vor dovedi că Mike nu este vinovat. Când ajung la apartamentul lui Lex, o bătrână îi vede și recunoaște, așa că sună imediat la poliție. La scurt timp după aceea, poliția sosește pentru a-i duce în siguranță pe locuitorii clădirii. Andrew Price, un asasin profesionist angajat de Sean, este și el prezent și deconectează alimentarea de curent în clădire. Jimmy și Mike profită de ocazie pentru a se amesteca în mulțime, care să fie evacuați după ce a izbucnit un incendiu. În întuneric, Price folosește ochelari cu infraroșiu și își dă seama unde sunt Jimmy și Mike. Jimmy îi spune fiului său să fugă, în timp ce el îl ucide pe asasin. Coboară scările și apoi izbucnește o luptă între el și asasin. Apoi Mike se întoarce și îndreaptă armă spre el, dar Jimmy îi spune să nu facă asta pentru că va fi arestat. Poliția sosește, dar Jimmy și Mike îi evită și fug. Dar când Jimmy este pe cale să plece, Price îl împușcă și îl rănește la mână. El și Mike merg apoi la casa lui Eddie, fratele lui Jimmy. Eddie îl pe Mike că Jimmy a lucrat cu Sean și a ucis vărul pentru a-l împiedica să depună mărturie împotriva lui Sean. Mike, dezamăgit de tatăl său, se întoarce acasă la familia lui. Jimmy îl sună din nou pe Sean și îi cere să nu mai amenințe pe Mike și familia lui, spunându-i că-l va ucide. Sean ignoră amenințarea lui Jimmy și închide, dar până atunci, Jimmy a ajuns deja la Sean și este gata să-l execute. Jimmy ucide pe acoliții lui Sean și în cele din urmă lucide ucide și pe el, punând capăt discuției. În același timp, Lex merge la secția de poliție. Băiatul îl găsește pe Harding și îi dă filmările. El confirmă videoclipul, verificând armă lui Denny. Între timp, Mike ajunge la o cabană izolată pentru a-și întâlni familia. El decide să-l sune pe detectivul Harding pentru a-l informa cu privire la poziția sa și a se preda. La scurt timp după, Jimmy merge la Mike și familia lui și informează că Sean a murit și că totul s-a terminat. Mike pare ușurat și în cele din urmă îl prezintă pe Jimmy nepoților săi pentru prima dată. Price, care este încă în viață, sosește și atacă. El reușește să-l rănească grav pe Jimmy și apoi merge după Mike și familia lui. Asasinul îl prinde pe Mike, dar Jimmy îl ucide înainte ca acesta să-l împuște. Când sosește poliția, detectivul Harding îl informează care videoclipul, dovedind că Mike nu este vinovat și absolvindu-l de toate acuzațiile. Din păcate, în acel moment Jimmy moare. Detectivul observă că Jimmy are lista victimelor pe care le-a ucis în timpul carierei sale criminale. Deși nu a fost niciodată foarte apropiați, el este trist de moartea tatălui său, pentru că la sfârșitul vieții sale, a făcut totul pentru a-l salva pe el și familia lui. Mike se întoarce să lucreze ca antrenor de box și trăiește o viață fericită, alături de soția și fiicele sale. Înainte de a merge la muncă, Mike se uită la o fotografie cu tatăl său. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!